În preajma Crăciunului am dat check-in local în comuna Mănăstirea Humorului, unde primăria și Consiliul Local au organizat evenimente unice pentru a întâmpina sărbătorile de iarnă. La Poiana Micului, un sat care aparține de comuna Mănăstirea Humorului, jumătate din sat este locuită de polonezi. Aici limba polonă se învață în școala generală din localitate, iar în casa polonă se află grădinița. Comunitatea polonă, sprijinită de autoritățile locale, a prezentat pe scena de la Centrul Cultural Dom Polski un concert de colinte și cu datini și tradiții din Polonia. Sunt profund emoționat. Prezența copiilor întotdeauna ne emoționează. Suntem bucuroși că au fost într-un număr foarte mare. Îi așteptăm și mâine la Mănăstirea Humorului să îi încântăm cu bucurie. Avem surprize, ansambluri care o să ne prezinte datinile și obiceiile din Mănăstirea Humorului. De la eveniment nu a lipsit Moș Crăciun, care a împărțit daruri copiilor, însă a ținut ca cei mici să se bucure de surpriză. Cadourile rămân secrete, uitați acolo. E un eveniment fericit pentru copii. În primul rând, copiii să se distreze, să se simtă bine, să primească cadouri. Asta e cel mai important. Încercăm să uităm că în zonă este război, că sunt lucrurile așa cum sunt. Încercăm să ne adaptăm și să trecem peste toate. Nașterea Domnului ne oferă lumină și căldură sufletească, iar în luna decembrie ne-am obișnuit și noi să oferim cadouri, chiar dacă este criză economică, iar poate pe la unele case oamenii se descurcă mai greu. Să știți că am făcut multe eforturi. Chiar anul ăsta moșul pentru primărie a fost cam sărac, dar din fel și fel de, cum să zic, dacă știi să te deșonezi, nu ai cum să nu pui deoparte câțiva lei pentru acest copii. Și mă bucur pe această cale. Copiii au cântat, au dansat, mai ales că s-au pregătit cu profesorii și îndrumătorii de la școală cu mult timp înainte. Eu sunt coordonator de ansamblu. Să știți că ansamblul nostru are cam 70 de persoane. Sunt adulți, tineri și copii. Așa că este de lucru. Avem ansamblu de 33 de ani. Participăm la toate festivalurile în Polonia și în țări străine, în Cehoslovacia am fost, în Ucraina am fost și aici în România, peste tot unde se fac activități de la Uniune, că noi suntem patronați de Uniunea Polonezilor din România. Dumneavoastră locuiți în România? Da, eu locuiesc aici în România, noi suntem aici, este un sat polonez aici, mai este Solonețul Nou, Poiana Micului, Pleșa, Cacica, Moara, Siretu, sunt câțiva polonezi, dar cei mai mulți sunt aici în satele astea, Poiana Micului și Solonețul Nou. Din totdeauna? Sau? Din totdeauna, da. Tot mi-a plăcut și în română și în polonă. Pentru români e greu să învețe limba polonă. Și pentru a noștri, fiindcă vorbim acasă polona, e mai greu să învețe română. Dar se poate învăța. Fetița, după ce s-a dus în grădiniță, a învățat să vorbească și în română și acasă, dacă suntem de origine polonă, vorbim polona. Popii, nu e așa mare, da? Și ne înțelegem foarte bine unii cu alții, ne bucurăm de sărbători, la evenimente din astea. Ceva plăcut, să ieșim între oameni. Tot, polenzele și poloneză, foarte frumos, foarte frumos. Sunt mulți polonezi aici? Majoritatea polonezi e la Casa Polona. Iar la final, copiii au primit cadourile de la Moș Crăciun. Acest lucru ne-a făcut și pe noi, cei prezenți, să simțim și mai mult spiritul Crăciunului. Ce ai primit acolo de la Moș? Te-ai uitat? Nu m-am uitat, dar cred că am primit dulciuri. Da? Tu ești român sau polonez? Sau de amândouă? De amândouă. Pentru toată lumea, un an mai bun, la mulți ani, sărbători cu bine și să fim sănătoși, că în primul rând sănătatea. Și restul vine de la sine. Multă sănătate, înțelegere. Numai bine. Veselo Świąt i Bożego Narodzenia. Le urez multă sănătate, sărbători cu bine și să mergem în continuare tot așa, ca frați suntem și
foarte frumos, comunitate. Evenimentele de la Mănăstirea Humorului au continuat și a doua zi, cu deschiderea târgului de Crăciun și aprinderea bradului și a iluminatului de sărbători. Da, mă bucur enorm că am dat startul evenimentului obiceierilor din Comuna Mănăstirea Humorului prin acest târg de Crăciun, care au fost prezenți producători care au lucrat cu drag și suntem mândri de ei. Mă bucur pentru copiii care ne-au ținut un moment frumos de colind și de obiceiuri din localitatea noastră și nu numai, care au fost prezenți, și anume ansamblu Mănăstirenii, ansamblu de obiceiuri Malapoiana Micului, care e comunitatea de poloni, ansamblu Balada Gura Humorului și formația de obiceiuri din comuna Drăgușeni. Seara a fost deschisă de artiști locali de folclor, care au urcat pe scena din centrul comunei. Mulțumim domnului, bun! Ce vreți să vă aducă Moș Crăciun? Sănătate multe, că am 74 de ani, sunt mai de 26. Da, am cântat. Colindăm la tot românul. O colindă foarte nouă și frumoasă. Da, am un cadou anume. Vreau să fim mai fericiri în casă și liniște. Atâta sănătate să avem. Dar așa că s-a organizat evenimentul ăsta, târgul ăsta de Crăciun, cum ți se pare? Foarte frumos, mulțumim primarului că s-a organizat, în ceilalți ani nu s-a organizat chiar așa, numai a doua zi de Crăciun. Păi era micului. Nu-i departe. Nu-i departe. Și ați venit special pentru târgul de Crăciun? Da. Vreți să luați ceva, să cumpărați ceva? Nu. Doar așa să să văd obiceiurile. Da. Cum vi se pare? Frumos. Da. Cum vi se pare concertul? Frumos, frumos, bine, bine venit, plăcut. Și de la tot de aici ce vedem, să vedem de acum. 5 ani jumate. Ești la grădiniță, nu? Da. Dar unde mergi tu la grădiniță? De unde ești? Clasa copilăriei. Da, da, și în ce oraș? De unde ești? Din Gura Humorului. Ești din Gura Humorului, nu? Și unde stai tu în Gura Humorului? Pe strada Delta. Dar scrisoarea lui Moș Crăciun, i-ai scris? Încă nu. Dar ce vrei să-ți aduc? O trușă de machiaj. Să fiu sănătoasă și multă sănătate la toată lumea. Oamenii au venit din toate localitățile vecine cu Mănăstirea Humorului, iar aprinderea bradului de Crăciun i-a impresionat, mai ales că în comună este primul an când autoritățile locale îmbracă străzile de sărbătoare. Le mulțumim pe această cale tuturor cetățenilor, tuturor copiilor, ne bucurăm. Și e pentru prima dată când se aprinde brăduțul? Da, este prima dată și aș vrea să facem un obicei din acest lucru, să fie și anii viitori, să ne bucurăm. Cu ocazia asta orez tuturor cetățenilor din comuna noastră sărbători fericite, un an cu bine. La mulți ani tuturor! Comuna Mănăstirea Humorului îi așteaptă de sărbători și pe turiști. Mai ales că în acest sfârșit de an, Moș Crăciun a adus comunei humorene și atestarea ca stațiune turistică de interes local.